Mă bucur să fiu cu dumneavoastră în seara asta. Apreciez faptul că mi-ați comandat vreme bună pe când am ajuns în Dublin și am desmințit toate miturile care îmi spuneau că în Irlanda plouă, se nori și rar, e vreme bună. Nu le mai cred. Mulțumesc și lui Călin, care și-a făcut timp pentru mine azi. Îmi pare rău, Avram trebuia să vină și el, dar împreună cu Sara lui mâine pleacă în Canaan, adică în Turcia. Și n-am vrut să le stric concediul, dar a fost o zi frumoasă. Aveți un oraș frumos, curat. Și ce m-a impresionat e că aveți lucruri secrete, care, părerea mea, sunt chestiuni care merită să vă bucurați de ele și să vă mândriți cu ele. Cel puțin pentru unii ca mine, de câțiva ani de zile, poate chiar de 10-15 ani, tot mi-am dorit să ajung în Dublin, tocmai pentru a reuși să văd ce am văzut azi, și anume la Chester Beatty Library, în grădina castelului Dublin, din Dublin. E o librărie privată a unui milionar care, slavă Domnului că i-a dat bani și știu ce să facă cu ei. Printre alte lucruri, a reușit să facă rost de printre foarte rarele, puținele, cele mai importante copii ale primelor manuscrise ale Noului Testament, datând din anii 150-200 înainte de Hristos. Sunt lucruri extraordinar de importante și poate că în seara asta o să pricepeți de ce. Dar sunt lucruri care ne dau multă putere și credibilitate cuvântului în care noi credem, cuvântului lui Dumnezeu. Și despre asta aș vrea să vorbesc în seara asta, fiindcă, precum observ, e vremea Scripturii în Biserica Betania. Stai și mă întreb oare dacă oamenii mai cred Scripturile și azi. Sau totul a devenit doar religie și nu realitate. Mai ales că trăim într-o epocă a supertehnologiei și informaticii, într-un postmodernism relativ, oare Biblia mai are valoare? Sau mai degrabă e o carte pe care o privești fie ca o superstiție, fie așa cum am observat și azi, o pui într-un muzeu, sau poate o consider pentru cei care sunt într-adevăr cam slab de înger și n-au altceva în ce să creadă. Mă întreb însă, dincolo de toate astea, dacă noi creștinii azi mai credem în Scripturi. Oare câți dintre cei care merg duminică de duminică la biserică cred că revelația lui Dumnezeu, cuvântul acesta, mai are valoare și relevanță pentru ei? Și aș vrea să nu vorbim despre alții, ci să vorbim despre noi. Și aș vrea să vă întreb câți dintre voi aveți Biblii, fie aici, fie acasă. Câți dintre voi? Ok. O altă întrebare, probabil tot atât de simplă. Câți dintre voi chiar credeți ce e scris aici? Foarte fain. Și acum vine a treia întrebare. Câți dintre voi vorbiți altora din Biblie sau despre Biblie și nu trebuie să ridicați mâine. De ce? Fiindcă mă tem că suntem destul de puțini. Și sincer să fim, motivul e că ne cam rușine, nu-i așa? Dacă cumva cel cu care încep un dialog pe marginea Scripturii vine și mă pune la colț și mă întreabă: măi, de unde știi tu că Biblia e adevărată? Dăm niște dovezi, spunem, nu doar că Scriptura vorbește despre Scriptură, de unde știi tu că Biblia e adevărată? Care sunt dovezi? Și dacă te întreabă cineva să aduci dovezi, ce vei zice? Probabil că nici tu nu prea ai dovezi să fii drept și cinstit cu tine însuți. Și tensiunea asta între adevăr și îndoială ne blochează și uneori ne intimidează și prea puțin avem ceva de spus. Ei, în seara asta, dacă aveți Scripturile la voi, aș vrea să le deschidem în Evanghelia lui Luca
Și aș vrea să abordăm exact acest subiect, această întrebare. De unde știu eu că Biblia, această carte, este adevărată și cuvântul lui Dumnezeu? De unde știu eu că are de-a face cu viața mea, cu destinul meu? Dacă ați deschis în Luca la capitolul 1, vom începe cu versetul 1. Da? Și îmi place să aud sfoșnetul paginilor Scripturii. Ok, țineți-le deschise pentru parcursul acestui mesaj. Luca vorbește și spune astfel. Fiindcă mulți s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunțită despre lucrurile care s-au întâmplat printre noi, după cum ni le-au încredințat cei ce le-au văzut cu ochii lor de la început și au ajuns slujitori ai cuvântului, am găsit și eu cu cale, prealesule Teofile, după ce am făcut cercetări cu deamănuntul asupra tuturor acestor lucruri, de la obârșia lor, să ți le scriu în șir, unele după altele, ca să poți cunoaște astfel temeinicia învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grai. Și ne oprim aici. Care-i primul cuvânt cu care începe Evanghelia lui Luca? Care e? Ce scrie la voi în Biblie? Fiindcă, nu-i așa? Fiindcă, pentru unii dintre voi care încă sunteți la școală, este o conjuncție, ceea ce e foarte ciudat. Fiindcă de obicei nu începe o scriere cu o conjuncție, o încep cu un subiect, o încep cu o altă formă de vorbire. Oare de ce e important, de ce s-a gândit Luca să înceapă o întreagă evanghelie cu o conjuncție? Ei, natura acestei părți de vorbire ne ajută să răspundem la această întrebare. Și poate pentru unii dintre elevi care ați crezut că ați terminat școala, n-ați terminat-o, fiindcă am un test pentru voi. Și am o întrebare, ce fel de conjuncție este conjuncția fiindcă? E o conjuncție care exprimă o cauză. În alte cuvinte, exprimă un motiv. Motivul pentru care Luca scrie tot ce începe de la versetul 1. Și detaliul ăsta e extrem de important, fiindcă el ne arată că Dumnezeu, care l-a inspirat pe Luca să scrie această evanghelie, încă din primul cuvânt ne dezvăluie că a fost scrisă cu un scop anume, cu un motiv. În alte cuvinte, Dumnezeu nu irosește cuvinte când e vorba de revelația lui în Biblie, orice cuvânt contează. Și care e motivul? Hai să vedem. Fiindcă, întrucât, deoarece, mulți s-au apucat să alcătuiască istorisirea mănunțită, de aia vă scriu și eu, spune Luca. Și fraza asta îmi dă de gândit. De ce spune el, vă scriu și eu, când observ că tu îmi spui, Luca, că mulți alții deja au făcut-o? Fiindcă, și aici unul din motive, Luca știa, precum știu și teologii de astăzi, că majoritatea scrierilor, care într-adevăr existau în acele vremi, n-au urmărit adevărul, ci alte interese pe care le aveau cei ce le-au scris. De aceea, la un moment dat, în primele secole, cei mai de seamă teologi, exegeți, oameni ai Scripturii s-au adunat împreună și au selectat din mulțimea scrierilor apărute cu și despre Iisus care sunt cele adevărate, care sunt cele false, fiindcă mulți autori și atunci, ca și azi, în loc să prezinte adevărul, l-au folosit pe Iisus să-și urmărească propriile interese. Și astăzi noi știm că pe lângă cele patru evanghelii recunoscute, validate, au existat în circulație o mulțime de așa zise evanghelii numite fie apocrife, fie gnostice despre viața lui Iisus, cel puțin 30 de alte evanghelii. Vă dau câteva exemple. Evanghelia lui Toma, Evanghelia lui Petru, Evanghelia lui Filip, Evanghelia lui Maria, Evanghelia lui Iuda, Cartea Secretă a lui Ioan, Cartea Secretă a lui Iacov. Toate scrierile acestea care pledau că au fost scrise de apostoli, au pus și numele lor acolo, au fost descoperite a fi false, întrebuințate pentru a-i înșela pe oameni și atunci și azi. De ce spun și azi? Câți dintre voi ați auzit, ați văzut sau ați citit Codul lui Da Vinci, al lui Dan Brown? Ok? Nu trebuie să ridicați mâna dacă la voi în biserică nu se uită oamenii la film. Așa. Nu ne uităm la pocăiți numai pe ascuns. Cam așa merg lucrurile. Așa.
false evanghelii, tot ce Dan Brown ia și pune în imaginea acelui film, nu e altceva decât lucruri pe care le extrapolează, le scoate din Evanghelia lui Filip, din Evanghelia lui Maria și încearcă să le pună, să ne creeze o imagine falsă, cumva că biserica, cunoscând că sunt și alte evanghelii, a încercat să ascundă unele secrete, să ascundă adevărurile, să manipuleze masele, să aducă numai ceea ce vor ei pe tapet. Lucruri neadevărate, dovedite a fi false încă din primele secole. De aceea fii foarte atent ce citești. Evanghelistul Luca scrie și recunoaște că au fost și alte scrieri, dar adevărul pe care el îl confirmă nu e doar adevărul său, ci observați în Scriptură, e adevărul unor martori. Fiindcă lucrurile care s-au petrecut printre noi, după cum ni le-au încredințat cei ce le-au văzut cu ochii lor la început. Și și atunci și azi, dovada unor martori oculari este foarte puternică. Ba mai mult, lucrurile care s-au petrecut în original s-au împlinit între noi. Între noi, și observați, pluralul. Nu doar unul, doi, ci între noi mai mulți. Și interesant că el folosește un cuvânt aici, s-au împlinit, s-au petrecut. Și un lucru important când vorbim despre adevărul și dovada adevărului Scripturii. De ce? Fiindcă Biblia adevărată reține unul la mână. Fiindcă Biblia e o carte profetică. Luca relatează evenimente nu doar cu caracter istoric, că așa s-au întâmplat, ci cu caracter profetic. Și asta dă o mai mare autoritate Evangheliei. De ce? Fiindcă profețiile biblice sunt adevărate. Vă dau un singur exemplu. Ezechiel 26. Întoarceți, vă rog, în Ezechiel 26. Prorocul Ezechiel descrie soarta unui oraș cu nume în antichitate, orașul Tir. E ca și cum în vremea noastră ar vorbi despre Madrid sau Londra. De ce? Fiindcă situat pe coasta Mării Mediterane, Tirul a devenit un foarte renumit port fenician, o puternică putere militară, astfel încât și-au declarat autonomia și și-au format un stat de sine stătător. Era împărțit în două, o parte continentală, partea Libanului de azi, pe malul Mediteranei, și o parte maritimă, pe insulă, nu departe de țărm. De ce? Ca să se poată apăra, dacă vin unii de pe mare și cuceresc o parte a orașului, să poată baricada țărmul și să nu-i lase. Dacă vin de pe uscat, să poată baricada insula. Și a ajuns foarte puternic. Puternic însă, cu dorințe de a cuceri alte orașe. Și, spre exemplu, a început să provoace mari probleme Israelului. Și astfel, atât Ieremia cât și Ezechiel vorbesc despre condamnarea Tirului de către Dumnezeu. Și spune așa în capitolul 1, versetul 26. Fiul omului, pentru că Tirul a zis despre Ierusalim, este zdrobită poarta popoarelor și se întoarce la mine, mă voi îmbogăți că cel a rămas pustiu, de aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată că am necaz pe tine, Tirul. Voi aduce împotriva ta multe neamuri, cum își ridică marea valurile, ele vor dărâma zidurile Tirului, îi vor surpa turnurile, îi vor răzui țărâna, voi face o stâncă goală. Va rămâne o mare ca un loc unde se vor întinde mreji de prins pește. Fiindcă eu am vorbit, zice Domnul Dumnezeu, va fi prada neamurilor. Cetățile din ținutul lui vor fi trecute prin sabie și vor ști că astfel eu sunt Domnul. Și foarte interesant că Ezechiel scrie lucrurile acestea cu zeci de ani înainte ca ele să se întâmple. Ieremia, în capitolul 27, le descrie cu 100 de ani înainte de a se întâmpla. Amos, în capitolul 1, un alt proroc, cu 400 de ani și Zaharia, în capitolul 9, cu 200 de ani, aproape aceleași cuvinte. Profeții nu se rezumă la detalii de fond, ci sunt specifici. Spre exemplu, Ieremia și Ezechiel menționează numele unuia dintre împărații care vor contribui la împlinirea acestei profeții, la distrugerea ei. Și cu 100 de ani înainte, înainte de a se naște acest împărat, nici măcar maică să nu-i știa numele, nici măcar bunică să nu-l cunoștea. Ezechiel spune, ia uitați-vă în Ezechiel 26:7, căci așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată că aduc de la miază noapte împotriva Tirului pe cine?
pe Nebucadnețar, împăratul Babilonului, împăratul tuturor împăraților, cu cai, care, călăreți, cu o mare mulțime de popoare. El va nimici cu sabia cetățile din ținutul tău, va face șanțuri de apărare, va ridica întărituri, va ridica structul împotriva ta, va îndrepta loviturile berbecilor săi împotriva zidurilor tale, va surpa turnurile cu mașinile lui, mulțimea cailor te va acoperi de praf, zidurile ți se vor cutremura de vuietul călăreților, robilor și carelor, când va intra Nebucadnețar pe porțile tale, cum să intre într-o cetate cucerită, va călca toate ulițele tale cu copitele cailor lui și îți vor ucide poporul cu sabia, stâlpii mândriei tale vor cădea la pământ. Și acum fiți atenți. Iosif Flaviu a fost cel mai renumit istoric evreu din secolul I, pe vremea lui Iisus. Și descrie pendelete în lucrările lui, care le avem și astăzi, cei 13 ani de asediu între 587 și 574 înainte de Hristos, când sub conducerea cui credeți? A lui Nebucadnețar, partea, țineți minte că erau două părți, continentală și pe insulă, partea continentală a Tirului a căzut și a fost distrus. Exact cum o profețit, fii atent. Ce interesant însă, că cei rămași în viață s-au refugiat pe mare și s-au fortificat în bastionul ăla de pe insula Tirului. Pentru 240 de ani fortăreața încă rămâne în picioare. Jumate din ea e ocupată, e distrusă, cealaltă însă rămâne în picioare. Și oamenii au început să-și pună întrebări. Stai un pic, stai. Păi Dumnezeu, dacă profețește pe jumătate? Dumnezeu când vorbește de ceva, 30 se întâmplă, 70 nu? Cum se poate așa ceva? Când prorocii lui Dumnezeu vorbesc, doar 50-50 se poate întâmpla? Nici vorbă. Prorocul Domnului nu ratează. Fiindcă dacă prorocul Domnului ratează odată, el însuși îi rata. Ce se întâmplă cu prorocul Domnului când prorocește aiurea? Era omorât cu ce? Cu pietre. Și aici vorbesc și cine are urechi să asculte. Nu știu câți din prorocii de azi, care vorbesc baliverne și avem în jurul Radului o mulțime de ei. Să vă ferească Dumnezeu de proroși de gen. Îs omorâți cu pietre de bisericile în care ei provin. Unii dintre ei, scuzați, în termenul că am merita. Dar prorocii lui Dumnezeu, Scriptura sunt foarte clară, prorocești greșit, n-ai nicio șansă cu cuvântul lui. Nu te joci că ai vise și ai tot felul de vedenii. Ci când prorocești ceva, trebuie să se întâmple. L-au menționat pe Nebucadnețar, dar au mai specificat un lucru. Au specificat, observați în text, că Tirul nu va fi distrus prin mâna unui popor asirienii care au venit cu Nebi, ci prin mâna mai multor popoare. Și în 574, când a fost distrus parțial, distrugerea completă a venit la 200 de ani după, în 333, când un alt personaj, interesant, menționat și el pe paginile Scripturii, Alexandru Macedon, atacă Tirul, de data asta, insula respectivă. Și ce mai interesant e tactica lui Macedon. Exact cum Scriptura prezice. Vine cu o armată care nu e formată doar din macedonieni, ci compusă din mai multe neamuri. Istoria ne confirmă că a dus 80 de vase din Sidon și Biblos, 10 din Rodos, 10 din Licia, 120 din Cipru. Avea nevoie de pedestrași. Cum să cucerești cetatea fără pedestrași? Și ce-a făcut? O propus construirea unui pod, a unei limbi de pământ. Și avem aici un slide pe care l-am obținut de la Institutul de Marină Militară din Statele Unite, care ne arată cum a fost cucerit Tirul. Observați insula și observați podul care a fost construit de Alexandru, pod natural. Astfel încât să vină cu carele și cu mașinile de război. Și cum a reușit să-l construiască? A poruncit ostașilor să distrugă orașul. Să ia fiecare părticică din ruinele și zidului cetății, să le arunce în mare, să clădească acest pod peste apă, pe care Enciclopedia Britanica ne spune că a avut peste 60 de metri lungime. Și avem un scriitor antic pe nume Curtius, care descrie acest proiect și care sublinează, fiți atenți, că molozul și pietrișul din orașul de pe continent, din fostul oraș, a fost adunat, folosit în întregime, ceea ce mie îmi spune extraordinar de mult, fiindcă în capitolul
în capitolul 26, versetul 4, am citit că îți vor răzui chiar și țărâna, inclusiv pietrișul și balastul și străzile ți le vor lua. Și vei rămâne o stâncă goală. Macedona a sediat fortăreața timp de 6 luni, 8.000 dintre apărătorii cetății au fost uciși în luptă, 2.000 crucificați, 30.000 de femei și copii trimiși în robie. Astăzi, acest loc, dacă ajungi vreodată în Liban, dacă vrei să treci pe insulă, e populat ghid de cine? Ce spune Ezechiel? Ezechiel a prorocit 100 de ani înainte, cu 2650 de ani de când suntem noi acum. Ce spune Ezechiel? Ce vei ajunge? Te vor face o stâncă goală, vei fi un loc în mare, unde se vor întinde mreji de prins peștii și nu vei mai fi zidit la loc. Și astăzi de mergi pe insula aia nu găsești doar pescari. Atât. Nimic altceva. E o insulă în care sunt barăci de pescari care stau la pescuit. Atât atât. Căci eu, Domnul, am vorbit, zice Domnul Dumnezeu. Când e vorba de Scripturi, când e vorba de material profetic, 100% se împlinește. De aceea și Luca specifică, măi oameni buni, eu vă scriu o epistolă, vă scriu o evanghelie, dar nu o scriu despre lucruri numai care s-au întâmplat între noi, ci care s-au împlinit între noi, adică s-au întâmplat, dar nu la întâmplare, ci fiindcă așa a fost planul lui Dumnezeu să se împlinească. Și aici trebuie să ne oprim să reflectăm un pic. Când știi că există prorocii, profeții, și când auzi și vezi cu ochii tăi că se împlinesc cu acuratețe, cu precizie, n-ai cum să treci cu vederea. Fiindcă nu e un lucru normal, nu e ceva natural, e ceva acolo. Iese din normal, e supranatural. Și n-am timp să vă expun acum, dar prorocii, precum prorociile, precum distrugerea Babilonului, distrugerea Ierusalimului, toate astea au avut loc. Vă dau un singur exemplu scurt legat de Alexandru Macedon, pe care în un autor al Scripturii îl menționează, ci Iosif Flaviu, același istoric din secolul I. Fiți atenți că în Alexandru Macedon a ajuns în Israel. După ce a trecut și a învins pe ăștia din Tir, s-a coborât în jos, după bătăliile cu perșii, a poruncit armatelor să înconjoare Ierusalimul. Deși a asediat orașul, nu l-a atacat și nu l-a distrus. Ceva neobișnuit pentru el. De ce? A avut un vis. A avut un vis în timp ce stătea în jurul Ierusalimului și l-asedea, în care Dumnezeu, cel care l-a profețit că va distruge Tirul, i-a vorbit direct și a spus să nu se atingă de cetatea asta. Și fii tu Alexandru Macedon, dar când Dumnezeu îți apare în vis și îți vorbește și te avertizează, mă gândesc că te trezești o leacă șocat. Și așa s-a trezit șocat, dar fii atent, șocul nu s-a terminat. Că a doua zi de dimineață, când și-a deschis ochii și-a crezut că a scăpat de coșmar, marele preot din vremea aceea, Iedua, poruncește ostașilor Ierusalimului să deschidă porțile. Niciodată nu deschis porțile când orașul ți-a sediat. Deschideți porțile, le-au deschis, a început să iasă. Grecii, macedonienii, ostașii lui Macedon s-au speriat. Iedua le-a spus, duceți-mă la împăratul vostru. L-au dus în fața lui Macedon și când a ajuns acolo, i-a deschis Scriptura, i-a deschis soluri, scrurile Scripturii și a arătat din Daniel 7 și Zaharia 9 profeții care aveau de-a face exact cu Macedon. Și când afli că există în Scriptură profeții care au de-a face cu tine, cred nu numai că te trec fiorii, ci te trec și alte cele. Nu știu ce l-o fi trecut pe Macedon, dar conștient fiind care de-a face cu mâna lui Dumnezeu, fii atent, băiat deștept, și-o chemat generalii, le-a dat ordin să-și împacheteze toate catrafusele și să plece. Și-o lăsat Ierusalimul neatins. Inclusiv Macedon a recunoscut autoritatea Scripturii. De aceea un argument pentru veridicitatea, pentru autenticitatea Scripturii sunt profețiile. Când Biblia spune că se va întâmpla un lucru, nu-i ca Nostradamus, care o profeții 10 și 3-4 s-au cam întâmplat. Când Biblia zice 10, 10, când îți 5, îți 5, 100%. Și vă mai dau un exemplu. De data asta ceva ce s-ar putea să ne privească și pe noi. Pe noi din generația asta. Din Scriptură, Biblia ne spune că în vremurile din urmă, revenirea lui Iisus, sfârșitul lumii,
va fi prevestită prin semne. Acum, eu nu sunt unul dintre acei oameni care aleargă după semne. Sper că nu suntem dintre cei care alergăm după semne și minuni cum făceau evrei și au fost criticați de Iisus. Dumnezeu, dacă vrea să ne dea semne, vă spune că vă dea 10 pe noapte, 10 peste zi, dacă vrea El să le dea. În Scriptură însă, Dumnezeu ne dă câteva semne. Știm că vremurile din urmă încep de la reînființarea statului Israel în 48. După 2000 de ani de inexistență, e o profeție clară că statul Israel va fi reînființat și Ben-Gurion l-a pus pe hartă. Ei, din momentul ăla, generațiile care trăiesc din la 48 încoace, ne include și pe noi, trebuie să avem ochii deschiși și urechile, radarul pornit, fiindcă s-ar putea să fim cei care trăim vremurile din urmă. Și vă dau un singur verset, Matei 24:10. Pe alocuri vor fi cu tremure de pământ, foamete și ciumi. Și vreau să ne uităm pe rând. Uitați-vă la următorul grafic care apare pe ecran. Graficul ăsta reprezintă numărul dezastrelor, al catastrofelor naturale înregistrate în ultimii 100 de ani. Și observați că lucrurile merg ok, până pe la anii 1950. Da? Acolo o leacă parcă pops up. Da? 60, 70 se dublează. Da? Din anii 80 deja încep să te uiți că la zgârie noi. De ce? Ia observați. Dacă în 60 s-au înregistrat undeva în jur de 50 de catastrofe naturale pe an, în anii 80, 150. La 10 ani după, în 1990, 250. În 2000, la 10 ani după, 400. Și continuă să crească. Și ați pus întrebarea, de ce așa vertiginos? De ce la asemenea intensități rar întâlnite? Uite-te la Haiti, la Indonezia, la Chile, la Fukushima. Imaginați-vă că în urma cutremurului de la Fukushima, o insulă japoneză s-a mutat pe harta lumii cu 2,43 de metri. Ziua de 24 de ore a fost scurtată cu 1,8 microsecunde din ceea ce ne spune NASA. Cutremurul din Chile din 2010 a scurtat ziua cu încă 1,26 de microsecunde. Cel din Indonezia, care a produs și tsunami, cu 6,8 microsecunde. Axa Pământului, în urma cutremurului din Fukushima, s-a modificat, s-a mișcat cu 17 centimetri. Și ca rezultat al cutremurilor din ultimii 10 ani, se mișcă și mai mult. Gândiți-vă că zilnic, numărul de cutremure din anii noștri a crescut la o medie de 50 pe zi, cu mult mai mare decât în oricare altă generație. Oare la întâmplare? Astea nu statistici făcute de baptiști, penticosal, ortodox sau puneți voi ce etichetă vreți. Astea statistici făcute de oameni care numai cu asta se ocupă. Cutremure, foamete. Foamete, rezultatul sărăciei. Sărăcie care poate rezulta din secetă. Și am văzut în ultimii ani foamea din Sudan, Kenya, Somalia, Nigeria, crizele care bântuie lumea. Din taifun sau uragane, Burma, Katrina, Rita, inundațiile din Pakistan. Există o organizație numită FAO, Organizația Națiunilor Unite, care se ocupă cu monitorizarea foamei, estimează că pe an 6 milioane de copii mor de foame în lume și peste 900 de milioane de oameni sunt afectați de malnutriție, de foame, de atenție, în cel mai dezvoltat și bogat secol din istoria lumii. 6 milioane de prunci mor de foame. De ce? Că mama nu vrea, n-are de unde. Uitați ce se întâmplă, avem supermarketuri. Da, noi le avem, alții nu le au în secolul ăsta. Cu tremure, foamete, ciumi. Și vei spune, stai. Chestia cu ciumele și cu ciumații o fi fost pe vremea lui Bună. Da? Pe vremea lui Ștefan cel Mare, hai să mai le zicem cu ciuma. Ce mai e pe mine cu ciume? Noi nu ne mai numim ciume. Știți cum le numim? Epidemii. Da? Ați auzit cumva de gripa aviară? Dar de gripa vacinii buni de la vecinii voștri. Dar de gripa porcină.
Doar în ultimii 10 ani, Organizația Sănătății Mondiale a înregistrat cazuri de acest gen în peste 250 de țări ale lumii. Ciumi care au ajuns chiar și în orașele noastre. Și asta, repet, în cel mai avansat secol al științei și tehnicii medicale. Aici nu vorbim că n-au avut cu ce să spăla. Azi am observat, am fost undeva dus de fratele Călin, unde ni se spune că în orașul Dublin oamenii se spălau o dată pe lună și cei care erau mai șmecheri o dată pe săptămână. Sper că voi vă spălați mai des decât ei. Da? Ok? Înțeleg în vremea aia, înțeleg. Dar azi, când vorba aia, avem băi, avem săpun, avem toate sururile de șampoane, avem tehnologie medicală, spitale. Să poți să ai epidemii de genul? Să nu le poți trata? Nu-ți povești, îți realități în alte cuvinte. Hristos spune, hei, oameni buni, când statul la Israel va ajunge nou pe hartă, când semnele vremurilor vor începe să se împlinească, vor fi niște lucruri care vă vor uimi, indiferent cât de bine vă merge, ciume, cutremure, foamete, prorocii care se împlinesc. De aceea când ai o Biblie în mână, tu n-ai o oarecare carte, e revelația lui Dumnezeu scrisă pentru a-ți transmite ceva. Pentru a-ți transmite ceva, de aceea crede în ea. Nu-ți fie rușine să o spui și altora. Chiar dacă oamenii o iau în derâdere, într-o zi, când vom ajunge în ziua Z, vor da socoteală de atitudinea și indiferența lor față de cuvânt. Și asta face Luca. Are curaj să scrie. Observați cui? Observați continuă textul, versetul 3. Am găsit și eu cu cale, prealesule Teofile, să-ți scriu. Observați, prealesule Teofile. O formulă clasică, întrebuințată în perioada greco-romană, în perioada în care s-a scris această evanghelie, pentru a adresa unui om cu o funcție, cu un rol important în societatea de atunci. În alte cuvinte, Teofil nu e oarecare altul. Și aici e bine să demolăm un mit întâlnit des și propagat cu ardoare, mai ales în comunism. Știți care era mitul ăla? Pocăiții, creștinii, credincioșii sunt o grămadă de needucați, neștiutori, oameni simpli, superficiali, supersticioși, care pot fi manipulați, îmbătați, influențați de opiumul societății de religie. Ceea ce nu e adevărat. Da, sunt oameni simpli. Dar credincioșii autentici nu sunt fanatici și nici habotnici. Nu sunt oameni care merg după falsa sintagmă desuzitată în perioada comunistă, crede și nu cerceta, ci oameni care pot și trebuie să-și folosească rațiunea pentru a crede și a cerceta, scria Josh McDowell. Creștinul nu-i omul care când intră în biserică își lasă creierul la ușă. Sper că nu faceți asta în Betania, da? Ok? Nici vorbă, credinciosul adevărat e chemat de Dumnezeu să caute, să studieze, să analizeze, să cerceteze scripturile, fiindcă în ele pot găsi cheia pentru viața veșnică. Inclusiv autorul acestei evanghelii era Luca. Știți cine a fost Luca, nu? Ce a fost Luca? Ce meserie avea Luca? Constructor ca Avram? Or fost și alții mari. Iisus a fost templar. Luca a fost medic, a fost doctor. Un medic, un intelectual, precum oameni cum e Boyle, Newton, Kelvin, Pasteur, Mendel, Kepler, oameni de știință care astăzi învățăm în școli, dar care n-au studiat numai știință, au scris comentarii și studii pe scriptură. La fel ca C.S. Lewis, la fel ca Pascal, ca Dostoievski, ca Chesterton, Platinga. Prealesule Teofile, ție-ți scriu. Dar cum îți scriu? După ce am făcut cercetări cu deamănuntul asupra tuturor acestor lucruri, de la obârșia lor, să ți le scriu în șir unele după altele. Și aici sunt o serie de cuvinte care merită să le suplinem. În primul rând am făcut cercetări. Nu m-am uitat și am scris, ci am cercetat, am analizat, m-am informat, am verificat, să văd dacă e adevărat. Nu doar întreacăt, ci fii atent, cu deamănuntul. N-am lăsat un detaliu să-mi scape. N-am sortat materialul, am luat ce mi-am convine, ci din contră, fiecare piesă din puzzle am pus exact acolo, după o metodă clară. Și observați metoda. Am făcut cercetări cu deamănuntul asupra tuturor acestor lucruri de la obârșa lor, să ți le scriu în șir.
de la o bârșe, de la origine, în șir, în alte cuvinte, într-o ordine logică și cronologică. Exact metoda pe care istoricii vremii o foloseau când adunau date. Și ăsta e al doilea argument pe care vreau să-l subliniez, pe care voi trebuie să rețineți când e vorba de Biblie. Poți crede Biblia, nu doar că e o carte profetică, ci o carte care poate fi verificată istoric. Nu sunt ca alte cărți. Am fost astăzi în acea librărie la Chester Beauty și acolo găsești copii din tot felul de scrieri șamanice, din shintoism, din budism, din Coran, tot felul de scrieri sfinte, taine, legende, chestii mistice, lucruri care nu pot fi verificate. Tot felul de aberații. De pe de altă parte, însă în Scriptură, când citește, uiți și găsești că oamenii au fost reali, locurile au fost reale, evenimentele au fost reale. Descoperirile arheologice, mai ales din 1910 încoace, au spulberat multe, multe îndoieli ridicate de criticii Scripturii. Vă dau trei exemple pe scurt. Spre exemplu, toate cele 39 de țări, 44 de orașe, 9 insule pomenite de Luca, peste 20 de nume de oficialități și alte câteva zeci de evenimente, toate au fost verificate și confirmate de către oameni din afara bisericii care au spus că într-adevăr Luca a avut dreptate. Acum un an de zile când am fost în Israel, am fotografiat această inscripție în Cezarea Maritimă. E foarte importantă inscripția asta. Când am dat, i-am zis, nevastă, îmi faci o poză. Dar ce faci poză cu chetri? E o piatră care reprezintă enorm. De ce? Fiindcă în vremea lui Isus era un om pe nume Pilat. Țineți minte cine a fost Pilat, da? Cei care îl sting pe Iisus, da? Ei, majoritatea oamenilor nu credeau că Pilat a existat. Ci spuneau, Iisus a fost o ficțiune, a fost un mit, ceva iudei, oameni slab de îngerilor inventați și toată povestea cu crucificarea. Pentru că nu există Pilat. Dacă exista vreo crucificare, trebuia să fie un oficial, cineva din pont care să fie acolo. Și zeci de cărți au fost scrise, în special ultimii 200-300 de ani, spunând că Pilat e o legendă și evident Iisus e o legendă. Până ce s-a descoperit această inscripție, acum câțiva ani, în Cezarea Maritimă, unde a fost sediul lui Pilat. Și într-o singură zi, când a fost adusă la suprafață și s-a văzut clar scris numele lui Pilat, cel puțin 30 de cărți, mii de euro investiți, au fost aruncați Papa Sâmbetei. Apoi un alt renumit arheolog, Sir William Ramsay, de la British Museum din Londra, a fost un tip foarte hotărât și încăpățânat, a zis, lasă-mă pe mine cu scripturile și cu astea, eu am bani, am metode, am oameni, reprezint probabil cel mai renumit muzeu arheologic din lume, British Museum, mă duc îmi fac o echipă și mă duc să-l dau pe Luca de gol. Și după ani de săpături, descoperiri în care el s-a dus prin Asia Mică, pe la Cartea Faptele Apostolilor, s-a dus prin Israel, până în Ierusalim, William Ramsay îl decrală pe Luca, unul dintre cei mai mari istorici ai Antichității, punându-l la același nivel cu Tucidide. Dar cel mai important lucru ce s-a întâmplat cu William Ramsay e că nu doar că îl declară, ci el a îmbrățișat adevărul Scripturii și a devenit credincios. Și următorul slide arată carte pe care l-a scris-o după ce i-a venit mintea la cap. The bearing nu are sens. Bănuiesc că știți engleză dacă stați în Irlanda, da? Ok? Observați. Trustworthiness. Încrederea în Noul Testament. Un om care s-a dus să lepede, să distrugă încrederea în Noul Testament. Vine și scrie o carte că poți să ai încredere în Noul Testament. De ce? Fiindcă eu am fost, am descoperit și vă pot arăta. Și încă o imagine. În primăvară am primit câteva imagini, ele se leagă de una dintre cele mai bagiocorite istorisiri din Scripturi, David și Golia. Na, poți să-ți adormi pruncii cu istoria lui David și Golia, nu? Povești! Unde vezi tu realitate? Uite-te la imaginele astea, care arată excavații, săpături arheologice în morminte antice, fii atent cât e capul lui nenea ăla. Da? Ok? Da? Când te mușcă ăla, Observați mărimea acestor schelete de oameni, foarte interesant. Proveniți din aceeași perioadă
a istoriei care e menționată în Scripturi 1000 de ani înainte de Hristos, exact în dreptul domniei lui David. Oameni de genul au existat. De aceea când spun de Scriptură, astăzi doar trei chestii simple. Scriptura este o carte pe care poți să o crezi. De ce? Fiindcă ceea ce spune e adevărat. Spune el în versetul 4. Timotei, Teofile, îți scriu ca să poți să cunoști astfel temeinicia învățăturilor pe care le-ai primit fiind viu grai. Temeinicia învățăturilor, temeinicie, în alte cuvinte, ceea ce scriu e demn de crezare. Am dovezi, sunt verificate, sunt validate și astfel îți începe Luca Evanghelia. Și aici se ridică întrebarea pe care unii vin și o spun, oh, foarte bine, Cristi, îmi pare bine ce îmi spui, dar de unde să știu eu? Că ceea ce citesc eu azi, ceea ce am eu în mână azi, e Evanghelia autentică și nu o formă asemănătoare cu ceea ce a scris Luca. De ce? Fiindcă Luca scrie. Ca să poți cunoaște temeinicia învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grai. Dar oare ce-o primit Teofil de la Luca e ceea ce primim noi astăzi? De ce? Fiindcă să știe că majoritatea operelor antice ne provin din documente târzii. Noi nu mai avem manuscrise care să fie din jurul acelor ani, ci de obicei le avem la 800, 1000 de ani de la moartea autorului și îți pui întrebări. Spre exemplu, Sofocle, câți n-am auzit de Sofocle? Sofocle, marele tragedian antic, nimeni nu-l pune sub semnul întrebării. Dar cel mai autentic, sau să-l numesc așa, recent document descoperit despre el la 1400 de ani de la moartea lui. Mulți am auzit de Platon sau de Demostene. Singurile manuscrise timpurii de ale lui Platon sunt la 1300 de ani de la moartea lui. Demostene la 1200 de ani. Cele mai vechi manuscrise descoperite ale Noului Testament, din care face parte și Luca. E un grup de papirusuri datând din anul 125 după Iisus Hristos, la nici 40 de ani. Ioan a murit la aproximativ 100-101 după Hristos. La nici 40 de ani avem scrieri pe care Ioan le-a citit. El le-a văzut. În Irlanda, în Dublin, dacă știți orașul respectiv. Dacă aveți prieteni pe acolo, mergeți și le spuneți, măi omule, dincolo de biserică, casă, masă, mâncare și construcții, ce-ar fi să-ți iei nevasta și pruncul și să te duci acolo unde alții vin, de pe toată lumea, plătesc bani să ajungă, să vadă, ce să vadă? Trei papirusuri care datează din anii 150-200 printre cele mai vechi documente nou-testamentare care, comparate cu ce avem noi astăzi, arată că exact la fel ce scrie în Biblia mea, îi scrie și acolo. Și oamenii care au trăit cu apostolii le-au văzut și le-au scris, fiindcă sunt scrieri datând din timpul respectiv. De aceea atât de important aceste descoperiri. Îmi vei spune, bun, extraordinar, dar Vechiul Testament. De unde știu eu că ceea ce avem noi scris în Vechiul Testament e ceea ce avem noi azi? Sau ceea ce a fost scris? Fiindcă până acum câțiva ani, tot Vechiul Testament era scris în baza unui text numit Masoretic, care a fost scris la 800 de ani după Hristos. Și noi știm cum s-au scris textele astea. Pe vremea nu erau xeroxuri să faci copii. Nu erau scanere, nu erau iPad-uri, iPhone-uri și toate aerurile de pe pământ să le faci poze, da? Trebuia călugărul să vină și să ia cuvânt cu cuvânt și să scrie și călugării mai ațipeau, mai oboseau, mai se uitau, nu aveau ochelari, nu vedeau bine, se deteriorau și evident că se degradau. Și destul să ai 2-3 greșeli, ca mai apoi după 10 ani să ai 4-5, mai apoi să ai 15-20 și astfel să ai o altă formă a Scripturii. Astfel în secolul XIX, în Germania, ateiștii și liberali au fondat ceea ce se numește criticismul textual, susținând că Biblia de azi n-are cum să fie Biblia lui Iisus. Vechiul Testament n-are cum să fie Vechiul Testament pe care Iisus l-a citit. De ce? Hai să vă dau câteva exemple. Să vedeți că într-adevăr aveau dreptate, într-un sens. Haprografie sau haplologie e când o literă, o silabă sau un cuvânt sunt uitate în text. Exemplu. A dat cu piciorul în minge.
dacă scribul din greșeală când trebuia să copieze, s-o fi certat cu nevastă sa, uită să treagă g-ul din minge, ce citim noi din textul ăsta? S-au dat cu piciorul în mine. Dacă ești pe terenul de fotbal, arbitru, face o mare diferență când dai cu piciorul în minge sau dai cu piciorul în mine, da? Ok? E o foarte mare problemă. Te costă, da? Ditografie. Când o literă, o silabă sau un cuvânt au fost scrise de două ori în loc de o singură dată în textul original. Un eveniment groaznic s-a întâmplat cu un prieten de-al meu. Când i s-a făcut buletinul în România, știți că acolo există CNP-uri, codul ăla numeric personal la fiecare persoană. Doamna aia, nu știu, fi băut ea cafea de dimineață, o bătut de două ori același număr în tastatură. Că la câțiva ani să se fie trezit cu mascați, ori venit poliția pe stil, a fost dus la sediu, fiindcă era căutat pentru o spargere, era nevinovat. Dar era urmărit o altă persoană din estul țării, care avea codul numeric personal, care coincidea cu numărul prietenului nostru, datorită greșelii acelei doamne, care a fost prea comodă să mai verifice. Da? Greșeli mari, cu consecințe mari. Metatesis, inversarea poziției unei litere sau unui cuvânt. O situație penibilă pentru o familie de părinți credincioși. Fiți atenți. Nevasta îi naște copilul pe 01 luna 12, da? 1 decembrie, da? Asistenta de la spital îi trece în certificatul de naștere 12-a ianuarie acelui an. Pe 12 ianuarie, ăștia doi nici măcar nu erau căsătoriți. Ok? No, du-i tu la comitetul bisericii și scoate certificatul de naștere, da? Opa, țopa, avem probleme. Pruncul se naște, dar voi nici măcar nu sunteți căsătoriți, da? Implicații enorme. Fuziune, unirea într-un singur cuvânt, dar două cuvinte distincte. Spre exemplu, cu minte, adică cu judecată, și le unești pe astea două și devine cu minte, da? Adică liniștit. Cuvintele astea nu sunt neapărat sinonime. Câți dintre noi n-am dat, mai ales vorbesc fetelor, de băieți cu minte, dar nu neapărat cu minți. Da? În anumite contexte, diferența subtilă produce mari probleme. Fiziune, două cuvinte care inversul fuziu, omonimie. Spre exemplu, cuvântul cer, care poate să fie cer ca arbore, poate să fie cer ca și boltă cerească, poate să fie cer ca și cum mai cere ceva, da? Și așa mai departe. Sunt câteva lucruri. Ei, oamenii ăștia care căutau acum carul cu fână, mi-au spus, băi, nu există atâtea greșeli care se întâmplă peste tot în lume. Orice scrie, indiferent de om, greșesc oamenii când o copiază. Păi clar că noi după 2000 de ani n-avem cum să avem Vechiul Testament, cuvânt cu cuvânt, așa cum l-a avut Iisus. Și atunci în ce cred? Cred oare în original sau cred în ceva traduceri și transcrieri de manuscris? Ce răspuns poți să le dai? Răspunsul credinței că Dumnezeu nu doar și-a inspirat textul, dar l-a și protejat în transmiterea lui din generație în generație peste mii de ani. Avem noi credința asta? Bun, și dacă te întreb de unde știi cu aia? Arată-mi dovezi, că poți să-mi zici oameni cât vrei. Eu vreau să văd câți toma necredincioși avem în ziua de azi. La fel de în care e dovadă. Era primăvara lui 1947. Trei beduini. Ciobani, păstori. Membrii ai tribului Tamarieh își pășteau turmele de capre pe lângă Marea Moartă în jurul unei regiuni numite Qumran. Și o capră din turmă o ia razna. Și păstorul comod să meargă după ea, nu mai vrea să meargă după ea. Stai acolo în proptie și ia o piatră și o aruncă după ea, da? Și una din pietre nu nimerește animalul, ci cade într-o crăpătură a stâncii și produce un zgomot. Sparge ceva. Da, omul s-a uit, observați, că am pustiu tot pe acolo. Bă, ce se poate sparge în pustia asta? Și numai că e interesat, e curios. Dă nisipul la o parte, își face loc și dă de o gaură și intră într-o peșteră. Unde spre mirarea lui sunt câteva vase mari de ceramică și lut, unele sparte, altele încă întregi, vreo 10 lipite de zid intacte. Se apropie de ele și le deschide capacul. Multe erau goale pe dinăuntru, cu excepția unuia singur. Găsește în el 3 suluri de piele. Frumos legate, era clar că erau vechi. Fuge a doua zi la piață. Ha, fac și eu niște bani.
merge la piaț, fii atent, vinde sulurile alea din piele la un tip care făcea sandale. Da? Le vinde câteva parale la tipul ăla. Vine un preot, se uită la ele și vede că ceva scris pe ele. Zice, băi, hai să nu le las la omul ăsta, le iau eu, mai dă ăsta câțiva bani și pleacă cu ele. Le duce la mănăstirea Sfântul Marcu din Ierusalim și le lasă acolo, uite de ele. Ei, acolo lâncezesc pentru încă un an de zile. Un tânăr student, arheolog, care a venit în practică prin zona aia, o da de ele. Și ne întreabă pe preot, măi, ce costă? Nu știu, le-am găsit și uite, asta e povestea. Face fotografii, le trimite profesorului lui William Bright de la Universitatea John Hopkins din Baltimore. Și ăsta când le vede, își ia bilet de avion și a doua zi zboară spre Egipt să dea de ele. Astfel, le ia și cu aparatură, cu metode, cu lingviști, cu arheologi, rămân toți șocați când își dau seama de valoarea incredibilă pe care sulurile astea, descoperite de trei beduini, le au. Au fost considerate cele mai mari descoperiri arheologice ale secolului trecut. E vorba de sulurile de la Marea Moartă. De atunci și până azi, multe astfel de suluri au fost descoperite în zona respectivă. Și acum întrebarea se ridică. No? Și ce? Ce dacă surele de la Marea Moartă? Ce mă întere pe mine? Te interesează. Dacă ești creștin, te interesează. Fiindcă sunt importante în autentificarea Scripturii. Ele conțin texte întregi și fragmente importante din Vechiul Testament, datând din jurul secolului 1 înainte de Hristos. Sunt cele mai vechi manuscrise biblice, vechi testamentale descoperite până acum, dar și cele mai vechi manuscrise antice, conservate și descoperite vreodată. Punct! Și normal că nu au fost descoperite, păstorii, teologii, oamenii lui Dumnezeu au început să tremure. Acum gândiți-vă real, dacă sulurile astea conțin material biblic, și dacă nemții ăștia, atât de mari critici ai Scripturii, peste tot în lume, vin și critică și spun că Biblia noastră nu e adevărată, de unde aveți voi documente care să arate, dacă cumva, ceea ce noi avem nu confirmă ceea ce e scris în sulurile astea. Ce se întâmplă? E o diferență de aproape 1000 de ani. Dacă ele diferă, vor fi probleme. Știi ce s-o descoperim? Că textele Vechiului Testament folosite de noi astăzi sunt identice în proporție de 95% cu textele scrise cu 1000 de ani înainte pe vremea lui Hristos. Cuvintele, mesajul, expresiile sunt acelea, nemai întâlnit așa ceva. Inclusiv stilul caligrafic e același. Acuratețea manuscriselor până în ziua de azi e extraordinară. Vei spune, bun, dar care-i diferența aia de 5%? Nu-i nimic legat de conținut. E legat de greșeli de ortografie, de punctuație. Spre exemplu, în cartea profetului Isaia, în capitolul 53, vă dau un exemplu, în românește, în versetul 7, spune ca un miel ce-l duci la măcelărie. Da? În loc să scrie miel, litera I a fost uitată afară și e cuvântul mel. Dar dacă citești ca un mel ce-l duci la măcelărie, e clar că e vorba de un miel, nu-i de altceva. Despre greșeli de genul vorbesc. Nu lucruri care să afecteze esența, conținutul, mesajul. Și asta e o minune pe care inclusiv cercetătorii necreștini au considerat că e un fapt ireal. Nu se poate așa ceva. Nu se poate pentru ei, pentru noi se poate. De ce se poate? Fiindcă e normal să fie. Cartea asta nu e o carte oarecare, e o carte scrisă de Dumnezeu și transmisă nouă cu un scop. De aceea nu poate fi doar citită, doar predicată, doar studiată, ci trebuie și ce? Trăită. Fiindcă ascunde în ea secretul trăirii adevărate, secretul mântuirii. Îl ascunde în ea pe Iisus Hristos, singurul care poate relega omul de Dumnezeu, singurul care îți poate relaționa cu Dumnezeu și oferi soluția păcatului tău, a mântuirii tale. De aceea transmiterea ei a fost supravegheată de Hristos, de Dumnezeu.
De aceea nu poate fi expusă numai într-o vitrină, pe noptiera ta, ci luată, dusă la biserică, citită regulat. De ce? Fiindcă prin ea, și asta e frumusețea, prin ea Dumnezeu ne va vorbi. Cuvintele nu-s doar slove, ci Duh. De aceea să nu vă fie frică și rușine să citiți Evanghelia, să citiți Scriptura, fiindcă ce e scris în ea vă va influența viața. Și acum ascultă-mă cu atenție. Tot ce am spus până aici nu are absolut nicio valoare dacă pierdem esența, scopul scrierilor. Dumnezeu nu a păstrat această carte în formă intactă dacă n-ar fi avut un scop. Și scopul e clar, e mântuirea noastră. Biblia ne arată clar calea mântuirii și ne arată clar ce trebuie să facem. Vă dau un exemplu. Același Luca, când descrie în cartea Faptele Apostolilor călătoriile lui Pavel, când ajunge în Atena, menționează și scrie așa: Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Am vorbit de profeții biblice, adică despre lucruri pe care Dumnezeu le are în planul său, pe care l-a rânduit, și ceea ce Dumnezeu a rânduit, noi am spus că să și împlinește, fiindcă ceea ce El spune Dumnezeu și face. Există un lucru, observați în textul ăsta, pe care El l-a rânduit, dar care încă nu s-a împlinit. Hai să mai citim o dată. Dumnezeu a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate. Ziua judecății e rânduită de Dumnezeu. Ziua aia va veni și ne va întâlni pe fiecare dintre noi 100% fără ocolișuri. De ce? Fiindcă rânduită de Dumnezeu. Nu e un mit, nu e o legendă, e exact ceea ce Scriptura spune. Va fi ziua verdictului în ceea ce privește mântuirea noastră. Așa cum e rânduită ziua, așa găsim în text că e rânduită și persoana care ne va judeca. Observați cine e rânduit. A rânduit și un om pentru aceasta. Pe cine? Pe cel care ne-a dat tuturor o dovadă nedegăduită prin faptul că l-a înviat din mor. Cine e omul respectiv? Iisus Hristos. O rânduit o zi, o rânduit un om și ce-a mai rânduit? O rânduit un criteriu al judecății. Ca omul niciodată să nu poată spune: n-am știut, m-am bâlbuit, am crezut că... Nici vorbă. E simplu, scris negru pe alb. Care e criteriul? Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește. Nu sugerează, nu recomandă, poruncește. Când? Acum. Cui? Tuturor oamenilor, de unde pretutindeni și din Dublin. Ce să fac? Să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi. Criteriul este pocăință. Acum asta ne cam lovește pe unii dintre noi, fiindcă avem așa o reticență oarecum de cuvântul ăsta. Credeți-mă că nici eu, nici vreo biserică anume, nu l-a pus în Scriptură. Cine l-a pus, pe ăla dați vina și la Dumnezeu. Dacă l-a pus acolo, înseamnă că Dumnezeu îl vrea acolo. Nu la întâmplare ne simțim reticenți. De ce? Fiindcă ceva noi sare un pic de pe axă când aude pocăință. De ce? Fiindcă Dumnezeu vrea să ne pună înapoi pe axă. Și noi nu vrem. Ne pocăim și trăim pentru El sau nu ne pocăim și trăim pentru noi? Și ce înseamnă pocăință, fiindcă mulți oameni au probleme cu pocăință? Spuneți, în care e o localitate apropiată de Dublin? O localitate pe care și eu să o pot pronunța. Wexford? Ok. Hai să zicem că mi-au mașina, o împrumut de la fratele Călin și da, volanul e pe partea, da, acum mă prind, mă duc, în sfârșit încerc să o conduc și vreau să mă duc spre Wexford, da? Și când să ies spre Wexford, la fel ca în România, dau printre oamenii care stau la stop, dau de Domnul Iisus. Okay. Și nu vine să cred. Domnul Iisus vrea să meargă spre Wexford. Eu sunt mașină, normal că le iau. Îi fac semn să vină. Curăț bancheta din spate și îl aștept. Dar văd că nu se mișcă. Și îl întreb: hei, nu vrei să mergi spre Wexford? Parcă acolo... Ba da. Atunci vină în mașină. Văd că ezită și atunci îmi vine mintea, mă deștept și tu. Cum poți să-l pui, mă, pe bancheta din spate? Iisus, mă, nu-i... Socrata, da? Okay.
pune-l în dreapta, eliberez, fac curat, dau în spate, scot, îl pun, arăt. Iisus stă și se uită și nu vine în mașină. Și ne întreb din nou, Doamne, dar nu vrei să urci cu mine în mașină? Chiar vreau să te duc unde vrei tu? Deci vreau să urc și vreau să mă duc. Dar dacă vrei să urc la tine în mașină și vrei să mă duc cu tine mai departe, atunci dă mie cheile mașinii și tești trupul scaunul din dreapta. Asta înseamnă pocăință. Pocăința înseamnă acel moment când eu iau cheile mașinii mele, când Iisus trece la volan și eu trec în dreapta. Când El conduce și nu eu. Și asta e problema cea mai mare din viața noastră. Fiindcă noi vrem să ne conducem viața, dacă e cazul și pe Dumnezeu. Și sunii care au respect și credință în Dumnezeu. O, și îl vor pe Iisus în mașină, dar știu unde îl vor? Pe bancheta din spate. Îl ia ca o roată de rezervă. Când dau de o pană, de o problemă în viață, hop, vin și ei pe la biserică. Aprind o lumânare, mai fac 3-4 rugăciuni, mai fac o cântare. De ce? Fiindcă vor cumva să-l ajute. Sunt alții însă mai religioși un pic, care vor să-i dea un loc de cinste și îi pun pe scaunul din dreapta. Ăștia săia care frecventează biserici, care cântă în cor, care merg și fac. Îl țin pe Iisus aproape de ei, îl impresionează prin câte lucruri fac pentru biserică. Dar ghiți cine conduce mașina, Iisus sau ei? Tot ei. Și din când în când se mai opresc și zic, nu mă împic, Iisus. Religios sunt, îs ok, stai aici în dreapta. Nu mă împic, dă-mi voie până ce mă duc la PECO. Și pentru 3-4 zile mai min, mai fură, mai se compromit, după care vin apoi în mașină, merg mai departe. Tot ei conduc, nu el. Și recunoști ușor pe oamenii ăștia. Îi recunoști foarte ușor. Dar n-ajută la nimic. Din contră, îi condamnă și mai mult, fiindcă nu religia mântuie, indiferent de care ești. Nu religia mântuie, indiferent că ești baptist, penticostal, creștin pe Evanghelie, catolic, ortodox, astea sunt etichete religioase. Sticla tot goală rămâne, degeaba îi schimbi eticheta, fiindcă nu eticheta mântuie, ci conținutul, esența vieții. Dacă în esența vieții tale tu n-ai experimentat pocăința, întoarcerea, dedicarea unde Iisus să preia viața ta, poți să ai câte experiențe vrei tu să-mi vorbești orice limbaj, dacă cheile vieții tale nu sunt în mâna lui Iisus și tu încă conduci și cumva te folosești și de El, e bai. E bai. De ce? Fiindcă vei ajunge în ziua Z, rânduită de Dumnezeu, cu un om rânduit să te judece și cu un criteriu. Și dacă criteriul ăla care ține de tine, vis-a-vis de ce faci cu el, tu nu l-ai împlinit, nu vei ajunge bine. De aceea Dumnezeu ne dă scris negru pe alb. Hei, trebuie să te pocăiești. Poate îmi vei spune mai, adevărul e că am știut lucrurile astea, dar am vreme. Ești tânăr. Chiar m-am pus ideea că m-am pus în cap cândva, probabil am o perioadă în viață când o să mă dedic religiei, probabil că o să reușesc și eu să ajung acolo, dar la momentul ăsta mai trebuie să-mi rezolv niște treburi. Vreau să întreb, de unde știi câte zile mai ai? Duminica trecută am asistat la mormântarea unei mame de 46 de ani. Stai pe loc, că nu te-am chemat. Așa. Întotdeauna bisericile penticostale pățesc așa. Acum 2 săptămâni am asistat la mormântarea acestei mame de 46 de ani. Acum 10 zile am mormântarea unei fetițe de 12 ani. Aseară am aflat că o fată de 22 de ani pe care o cunosc a căzut în comă și pe moarte. De unde știi câte zile mai ai? Uite la poza asta. Ăsta e Tudor, da? Un băiat frumos, bine crescut, mutat în Arad de câțiva ani. A fost bateristul trupei noastre de închinare. Spun a fost, fiindcă nu mai e. Într-o zi însorită, pleacă de acasă, își ia motoreta, un scooter și pleacă. Împreună cu prietenii, la un lac din jurul Aradului, unde de obicei merg tinerii. Era foarte cald, era normal să ajungă acolo. Vine un tir, intră în depășire, îl lovește și îl omoară pe loc. 21 de ani. Vreau să spun că Tudor nu s-a trezit în dimineața aia să spună, wow, ultima mea zi din viață. Oare ce o să fac azi, că știu că o să mor? Nici vorbă. Tudor era plin de viață. Uită-te la ochii lui. Uită-te la zâmbetul lui. Spune totul despre el. Și totuși Tudor s-a dus așa cum și eu și tu ne vom duce. Când? Când vrem noi? Când ne plănuim noi? Ce spune Psalmul 139?
inclusiv zilele vieții noastre ne-au fost ce? Rânduite, numărate de cine? De mama? De medicul ginecolog? De cine? De Dumnezeu. El rânduie totul în lumea asta. Biblia îmi spune lucrurile astea să mă avertizeze că atâta timp cât mai am zile pe pământul ăsta trebuie să fac ceva. Ce trebuie să fac? Ce mi-i rânduit de El? Dar ce ține de mine? Și anume, dacă există un criteriu și îl cunosc și recunosc, să mă apropii de El, să mă pocăiesc, să-mi predau viața în mâna Lui și să pot să fiu pregătit pentru ziua aia. Tu ești pregătit? Tudor a crezut ce-i scris aici. Am fost la mormântarea lui, a fost îngrozitor de greu. Tudor a trăit pentru El, dar a fost pregătit în ziua. Tu poți să fii pregătit când? Când e adevărul Scripturii și îl crezi cu adevărat. Când nu mai vii la biserică doar de formă. Când nu te etichetezi și te mândrești că ești și tu, eu știu ce-i fi. Ci când în smerenie și într-o trăire autentică cu Dumnezeu, recunoști că ești imperfect, că toți suntem, dar recunoști că depinzi de Dumnezeu și că vrei să fii pregătit să zbori. Și ca să fii pregătit să zbori, trebuie să fii pregătit să decolezi și decolarea, îți spune Scriptura cum se face. De aceea eu cred, dragii mei, în acest cuvânt. Eu cred în acest cuvânt pe care și voi îl aveți, noi toți îl avem. De aceea vă provoc și pe voi în seara asta să credeți în El, fiindcă ce-i scris aici se va împlini. Se va împlini, știi cum? Fie în bine, fie în rău. Cui aparține alegerea? Îmi aparține mie și ție. Ce alegi să crezi vis-a-vis de ceea ce a rânduit Dumnezeu. Să-ți ajute Dumnezeu să ajungi acolo în ziua respectivă. Și să fi împlinit tot ceea ce El a rânduit și a vorbit și a cerut în acest cuvânt. Hai să ne rugăm. Doamne, așa cum stăm înaintea Ta, venim. Și nu putem altceva să-ți cerem decât să te uiți înspre noi cu milă și cu îndurare. De ce? Fiindcă, Doamne, ne cerem iertare că deși știm că ne-ai dat acest cuvânt, deși îl vedem că e autentic, că e real, că e adevărat, de multe ori nu-l băgăm în seamă. De multe ori îl ignorăm, de multe ori îl tratăm cu superficialitate, de multe ori ne plictisim, ne obosim. Chiar și noi, cei din biserică. Doamne, ajută-ne în seara asta să ne reînnoim dedicarea noastră față de Scripturi. Să ne reînnoim credința noastră, Doamne, că, Doamne, ceea ce Tu ai spus se și întâmplă. Că, Doamne, Tu când ni l-ai dat, nu l-ai dat doar să-l avem, ci l-ai dat să-l putem împlini, să-l putem trăi. Nu știu pe unde ești în seara asta vis-a-vis de ceea ce scrie în cuvânt. Dar dacă ești aici și poate că vii în biserica asta sau în vreo altă biserică, poate de luni de zile, poate de ani de zile, dar poate că vii și vii poate dintr-un motiv religios, poate să cauți oarecare experiență, poate că vii oarecum dintr-un obicei, fiindcă te-ai născut într-o familie de creștini și parcă te-ai obișnuit să fii și tu creștin, dar un creștin de formă. Dar tu n-ai avut în viața ta experiența cu E mare, experiența trăirii cu Iisus. Acea zi în care înaintea lui Dumnezeu să-ți fi predat viața în totalitate. Poate l-a luat cu tine în mașină. Poate și azi îl duci în mașină. Dar tu îl conduci pe Iisus, nu Iisus pe tine. Și cumva te rogi. Dar te rogi tot timpul spre folosul tău. Nu te rogi așa cum Iisus ne cere, că noi să-i facem voia Lui, ci invers.
Poate că ești aici în seara asta, vrei să faci pasul ăla al pocăinței de care vorbea Scriptura, al predării totale, în a fi alături de El. Ce-ar fi să te gândești bine în seara asta? Și dacă nu l-ai făcut, să-l faci și să pleci de aici cu certitudinea, cu siguranța că dacă se va împlini ceea ce e rânduit în Scriptură și El te va chema la El în noaptea asta sau în anul ăsta sau când o fi, tu ești pregătit. Tu ești pregătit pentru ziua rânduit de El. Și nu-ți va fi frică, fiindcă ceea ce Dumnezeu promite, El și face. Când îți predai viața în mâna Lui, Dumnezeu te binecuvântă cu mântuire. Te umple cu Duhul Sfânt, îți dă o altă trăire, îți dă un alt destin, îți dă un alt verdict. Ziua judecății va fi o zi a bucuriei pentru tine. Dar poate că ești aici în seara asta și nu prea mergi pe la biserică. Ești un tip religios. Poate ai picat aici fiindcă te-a invitat cineva. Poate cumva acolo, deși reticent într-un fel, totuși realizezi că, e ceva în cele spuse aici. Că nu-i vorba de om, de biserică, de o carte, e vorba de Dumnezeu și de Scriptură. E vorba de mine și mântuirea mea. Și poate că vrei în seara asta, simți și tu că ai face ceva pentru Dumnezeu. Să poți să-ți rânduiești și tu viața. Să nu fii nepregătit pentru ziua respectivă. Dacă ești aici, indiferent că ești din prima categorie sau dintre asta de care am vorbit, indiferent cine ești, dacă vrei să te împaci cu Dumnezeu și să-i predai cheile mașinii tale, să-ți spui, Doamne, asta e viața mea, ia-mă așa cum sunt, iartă-mi păcatele mele, curățește-mă, dar te rog, mântuiește-mă. Dacă vrei să vină mântuirea și în viața ta, ce-ar fi ca acum, în aceste momente, să-i ceri lui Iisus să facă lucrul ăsta și astfel să primești ceea ce a promis, mântuirea Lui. De aceea, acolo unde ești, dacă vrei să-ți predai viața ta în mâna lui Iisus, așa cum stăm în rugăciune, ce-ar fi să ridici o mână și să-i spui Domnului, Doamne, și eu vreau. Este cineva în seara asta aici care vrea să facă lucrul ăsta? Ridic o mână și spune, Doamne, și eu vreau în seara asta să-ți predau viața mea. Adu mântuire și în viața mea. Schimbă-mi destinul. Pregătește-mă, Doamne. Este cineva aici? Ridic o mână, Domnul, să te binecuvântezi. Domnul să te binecuvânteze. Dacă mai există cineva, Domnul să vă binecuvânteze. Și pe tine, Domnul să te binecuvânteze. Și pe tine, Domnul să te binecuvânteze. E o luptă care se dă în noi, sunt sigur. La fel cum s-a dat și în mine. Sunt voci care cumva din interior vin și spun, hai, lasă că mai ai vreme, lasă că sunt alte lucruri importante în viață, cu siguranță că vei mai avea ocazia. Dar există o altă voce, o voce lină, undeva izvorâtă din sufletul tău, care vine și șoptește, hei, ce trebuie să faci, trebuie să faci, fiindcă e spre binele tău, așa că fă ceea ce trebuie făcut. Am voie să spun că vocea e vocea lui Dumnezeu, care cu bun simț îți vorbește în seara asta. Dumnezeu nu țipă, Dumnezeu nu strigă. Dumnezeu vine și îți vorbește frumos în seara asta. Răspunde și ai curajul dacă n-ai avut până acum. Și predă și tu viața în mâna Lui. Ridică o mână și spune, Doamne, vreau și eu. De aceea dacă ești aici, mă întreb o dată. Dacă mai există altcineva pe lângă cei care au ridicat omul, care vrea să facă lucrul acesta, pentru Dumnezeu, nu pentru mine, eu vin și plec, pentru Dumnezeu. Vrei să-ți predai viața în mâna Lui? Mai este cineva? Ridică omul și spune, Doamne, vreau și eu.
Se duce viața ca un vis și zilele se duc și vin, dar noi zburăm spre paradis. Spre viață sau spre chin? Spre slava cerului senin sau spre adânc întunecos, spre veșnicie sus sau jos, fără sfârșit? Se duce viața ca un nor spre marele necunoscut, pe oceanul veșnicilor atâția au trecut. Și tu vei trece, nu uita, depinde cum te-ai pregătit, spre veșnicie vei zbura în infinit. Și acum refren. Ești pregătit să zbori când ceasul va suna? Ești pregătit să zbori când El te va chema? Ești pregătit sau nu? Acum e timpul potrivit. Întoarce-te și tu ca să fii mântuit. Haideți să o cântăm ca o rugăciune, ca o meditație, ca o provocare, ca o încheiere a mesajului din seara asta. Se duce viața ca un vis, și zilele se duc și vin, și zilele se duc și vin, iar noi zburăm spre paradis, iar noi zburăm spre paradis. Două direcții doar, spre viața sau spre chin, spre slava cerului senin, spre slava cerului senin, sau spre adânc întunecos, sau spre adânc întunecos, spre veșnicie sus sau jos, fără sfârșit. Te întreb, ești pregătit? Ești pregătit să zbor când ceasul va suna? Yeah.
ceasul va suna. Ești pregătit? Ești pregătit.